Bună ziua, mă numesc Vasile Plămădeală. Mă aflu în Spania. Deja de 2 săptămâni de zile suntem în carantină. M-am adresat la autoritățile de la noi, din țară, am adresat la președintele Igor Dodon. Am scris mesaj în privat pe Messenger. El nu mi-a venit cu niciun răspuns. M-am adresat la domnul Ion Chicu, tot niciun răspuns. M-am adresat la domnul ministru de externe. Dumnealui mi-a răspuns că o să revin cu informații. Pe urmă nu mi-a mai revenit cu informații. După un timp iar am scris, domnul ministru, ce se aude, se poate de rezolvat ceva? El a spus așa, sunt două variante, vedem care dintre ele e bună și revin cu informații. Nu mai a venit cu informații. Noi suntem, am făcut și un grup de WhatsApp. Suntem pe grup și ala deja 150 de persoane, avem și lista persoanele. Sunt doamne copii mici, sunt doamne însărcinate. Sunt oameni din ăștia care au rămas numai cu 10 euro în buzunar, nici n-au și mâncat. Dar voi să înțeleg, Sunt sunteți toți în disperați. carantină? Sunteți în carantină la locul de domiciliu, acasă, da? Sau într-un centru, într-un... Da, 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 la loc. Nu, 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 la locul de domiciliu acasă, că chirie ne se termină. Bun, a, și stați în chirie și v-au dat afară de la lucru, nu mai aveți de lucru. Da, 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 desigur. Dar vine acuși vara, sezonul de munci, poate vă găsiți de lucru când se termină carantina, mai ales dacă nu se depistează nimic la voi? La noi e de depistat, nici n-a să depisteze, adică noi stăm în casă, nu, noi respectăm carantina, nu ieșim, ieșim numai pe strictul necesar până la magazin și înapoi. Păi de asta Dar v-au pus problema în e care. carantină. De asta v-au pus în carantină ca timp de 2 săptămâni să vadă dacă nu vă îmbolnăviți, dacă nu ați luat de undeva infecția. Da, nu, e corect ce spuneți, dar problema e că de acum au mai lungit carantina până la data de 1 mai sau 15 mai, mi se pare. Că Oho, încă o stăm lună. numai în casă. Încă mai mult de o lună. Da, încă o lună. Da, încă o lună. Și problema că banii se termină, chiria trebuie să o achităm. Și eu nu știu, dar foarte multe persoane sunt în situația, în situații rău. Dar dacă Nu știu, sunteți, autoritățile. dacă sunteți legal în Spania, nu v-ați gândit să vă adresați la autoritățile spaniole, cumva să achite Nu ei sunt chirie, să legal. vă amâne cu chirie sau să vă hrănească? Nu mă aflu legal, sunt pașaport biometric. Și a stat mai mult decât 3 luni. Am vrut să părăsesc cum, înainte de a se termina 3 luni de zile și s-a început cu virusul ăsta Am înțeles. și s-a început carantina și n-am putut să plec. Au spus că nu-i problemă în situația asta, eu să vă iert și ar trebui să vă ajute. Dar ați vorbit cu ambasada din Spania, din Madrid sau... Ambasada, da, da, am vorbit, nici un răspuns. Stați acolo unde stați și nu văd nici casnic căiurea. Noi dacă să avem informații ceva, noi o să revenim. Dar sunt oameni care, într-adevăr, stau în drum, stau în boscheț și nici un ajutor de nicăiurea. Statul la noi nu vrea să ne ajute deloc. S-a oferit o persoană să ne facă zbor charter. Aseară s-a dat anunț la știri. Astăzi, gata, că nu se primește, că nu știu din ce cauză nu se primește să organizezi zborul charter. Dar pe unde la știri S-a s-a dat? avion, a spus pe timpul mă tin că cred că nu țin minte cum A, se pe cheamă. site-ul moldovenești. Da, 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 pe ProTV tot este. Și s-a spus de la compania Air Moldova, s-a spus că avioanele sunt defect și nu se poate fi făcut cursă chiar. Toate avioanele defecte, e straniu, toate avioanele defecte intră și Da, într-o nu zi. cred, e alt motiv. Nu s-au înțeles cumva cu autoritățile sau cele spaniole nu mai dau voie nimănui să plece sau... Nu, nu, autoritățile spaniole ele dau voie să plece. Ea ca chiar am avut cunoscut din Ucraina, s-au dus de aici, au plecat ucrainenii și-au luat cetățeni. Nu ca la noi statul să ne abandoneze, să ne lasă de voia sorții, că faceți ce vreți, stați acolo unde v-ați dus. Dar cum ai găsit pe cei 150 pentru grup? Cunoștințe de ale tale sau pe internet, pe Facebook ai găsit? Nu. Am postat pe grupul moldovenii la Spania. Am Facebook postat care sau sunt situații contact. rele, care mai sunt ei, da, să ne sfătuim unul pe alții, să ne dăm sfaturi unul la altul. Și ne-am hotărât și am făcut un grup pe WhatsApp. Și pe grupul acesta ne-am grămădit, suntem 150 de persoane. Fiecare, care și de care. Ați Mai putea să ales umpleți... doamnele cu copii mici.
Ați putea să umpleți un avion, dar vă dați Putem? seama că acolo când vă duceți, tot în carantină o să vă bage, nu? Pentru că sunteți încă suspecți. Da, nu-i problemă. Da, nu-i problemă de asta. Noi Da, cum acolo respectăm carantina probabil o aici, să vă întrețină așa o vom statul. respecta și acolo. Acolo Așa o probabil o să vă respectau și întrețină acasă. statul moldovenesc, că sunteți cetățeni moldoveni. Nu, din întreținut acasă, majoritatea toți au cu ce să întrețină. Păi nu cred că o să vă țină în carantină acasă, s-ar putea să vă țină instituționalizat într-o tabără undeva, într-un hotel, 150 de oameni, toți grămadă, o să vă țină acolo. Nu știu, așa e varianta, dar am înțeles, eu am înregistrat apelul ăsta, îl publicăm și sperăm că reacționează, vă contactează, să dau cumva numele dumitale sau numai dacă întreabă cineva din autorități, să dau numărul dumitale. Da, cum doriți dumneavoastră, Da. cum doriți dumneavoastră. Acum mă sun de Dați și pe... numărul, lăsați-mă contacteze pe Viber, Am WhatsApp. înțeles. Dar sunteți toți Dar câți sperăm pa... poate ne-or ajuta autoritățile moldovenești. Noi încă avem încredere în ei. Dar Spania e mare, s-ar putea să fiți atât de împrăștiați încât greu să vă adune pentru un singur zbor. Nu, noi de adunat, noi ne-am sfătuit unul pe altul unde ne-ar fi mai comod dacă în caz de putem pleca, unde să ne adunăm. La toți ne-i comod să ne adunăm la Barcelona, adică noi Mai ne-am aproape. înțeles între noi că ne putem aduna. Da. Am înțeles, mulțumesc pentru mărturie. Am înregistrat și o public acum și în 15 minute pe Curaj TV și ținem legătura. Vă rugăm să aveți încredere Bine, și vă în mulțumesc autorități mult. și în noi și să vă ajutați între voi. Bine, vă mulțumim mult, o seară bună! Da, noroc.